Scopul întâlnirii noastre de astăzi este acela de a prezenta mai în amănunțime ceea ce se întâmplă vis-a-vis de examenul ăsta pentru încadrare din sursă externă a 80 de ajutor șef de post. Practic, aceste funcții sunt ajutor șef de post la postul de poliție din raza de competență a Inspectoratului Județean de Poliție Neamț. Dorința noastră în general și a mea în mod special este ca cetățeni care îndeplinesc condițiile de participare din zona Romanului și atât zona urbană cât și mediul rural să se înscrie la acest concurs, pentru că și pe noi ne interesează să avem cât mai mulți oameni din zona noastră pentru a diminua acest carusel al plecărilor, venirilor din alte județe, din alte chestiuni de acest fel. Aș vrea să vă prezint, să trecem în revistă prima dată locurile din zona Roman. Cine este interesat de restul zonei poate să intre pe site-ul Inspectoratului Județean de Poliție sau pe site-ul IGPR-ului pentru tot arealul țării. Oricum, la nivelul Inspectoratului Județean de Poliție sunt 80 de locuri, pentru toate sunt în mediul rural. V-am spus ca ajutor șef de post. În zona Romanului sunt, după cum urmează, 2 funcții la postul de poliție Săbăvani, 3 funcții la postul de poliție Tămășeni, 1 funcție la postul de poliție Cordun, 1 la Botești, 2 la Gâdinți, 2 la Doljești, 1 la Stănița, 1 la Români, 1 la Secuieni, 1 la Moldoveni, 3 la Bahna, 2 la Ion Creangă, 2 la Icușești, 2 la Valea Ursului, 1 la Bozieni, 1 la Poenari, 1 la Pâncești, 1 la Durcești, 1 la Trifești, 2 la Horia, 1 la Făurei și câte 1 la Ruginoasa și Văleni. După cum se observă, nu știu dacă există vreun post de poliție care să-l fi sărit din toată zona, deci nevoia este destul de mare și fiecare se poate orienta. Din câte am înțeles, fiecare candidat se va înscrie pentru un anumit post. Există, dar să parcurgem un pic calendarul și după aceea mai intervin cu ceva precizări. Perioada de înscriere. 4-8, deci între ziua de 4 a 4 și 8 a 4. La sfârșitul săptămânii se închide la ora 16, ce am eu deocamdată. Am înțeles de la domnul inspector șef și de la cel la resurse umane că se intenționează prelungirea programului de lucru a celor de la Serviciul Resurse Umane din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție până în jurul orei 19, ca și cei care muncesc în prima parte a zilei să aibă posibilitatea să-și depună dosarele. După aceea, în perioada 11-15 aprilie 2016, se vor definitiva dosarele prin completarea acestora cu fișa medicală. Această fișă medicală se va deschide la Centrul Medical Județean prin evaluarea datelor fizice, respectiv înălțime, greutate, practic o evaluare, să vedeți dumneavoastră mai târziu, vis-a-vis de tatuaje, semne distinctive, chestiuni de genul acesta. După care se completează cu anumite evaluări la medicii specialiști și se va închide tot la Centrul Medical Județean. Să de observat că intervalul este totuși destul de mic, 11-15 a 4-a, și cine vrea trebuie să miște destul de repede.
Până pe 18-19 aprilie se va încheia analiza dosarului de concurs de către Comisia de Recrutare. Se va face pe 14-5, este ultimul test, testul de teorie tip grilă și se va susține la Școala de Agenți de Poliție Vasile Lascăr Câmpina. Până atunci, dar nu avem încă o dată exactă, se va face și evaluarea aptitudinilor fizice, adică mai pe vorba românului, se vor da probele sportive. Cei care vor fi, a căror dosar va fi declarat ca putând să participe la acest examen, vor fi anunțați din timp unde și cum se va desfășura acest examen și totodată se va face și un examen psihologic care cel mai probabil se va ține la sediul Inspectoratului Județean de Poliție Neamț. Acum condițiile pentru cei care vor să participe. Condițiile de participare sunt stabilite prin un ordin al Ministrului de Interne și sunt următoarele. Să aibă cetățenia română și domiciliu în România. Să cunoască limba română scris și vorbit. Să aibă capacitate deplină de exercițiu. Să fie apt din punct de vedere medical, fizic și psihic. Aptitudinile se vor constata de către structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne. Și se vor verifica inclusiv îndeplinirea unor criterii antropometrice, existența semnelor tatuajelor neacoperite de vestimentație în ținuta de vară, respectiv cu mânecă scurtă. Să aibă vârsta de minim 18 ani împlinit, să aibă studii corespunzătoare cerințelor postului pentru care candidează respectiv să fie absolvenți de liceu cu diplomă de bacalaureat, să aibă un comportament corespunzător cerințelor de conduită admise și practicate în societate, să nu aibă antecedente penale sau să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârșirea de infracțiuni, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea, să nu fi fost destituite dintr-o funcție publică în ultimii 7 ani, să nu fi desfășurat activități de poliție politică astfel cum sunt definite aceste activități prin lege, să nu aibă calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizație cu caracter politic. Îndeplinesc condițiile specifice pentru ocuparea prin concurs a funcției publice cu statut special, să îndeplinească criteriul specific de înălțime minimum 1,65 bărbații și 1,60 femeile, să dețină permis de conducere categoria B. Atenție! Nu pot fi încadrate din sursă externă ca polițiști persoanele care au avut această calitate, deci foștii polițiști, dacă au încetat raporturile de serviciu în condiția articolului 69 litere C, H și I, K din legea 360 din 2002, respectiv statutul polițistului, au fost trecute în rezervă în condițiile articolului 85 literele D, I, J și K și ale articolului 87 din legea 80/1995 privind statutul cadrelor militare. Atenție, nu se admit nicio derogare, deci nu se admite nicio derogare de la vreuna din aceste condiții. Pentru mai multe informații se poate accesa site-ul www.nt.poliția-română.ro la secțiunea carieră posturi scoase la concurs. De altfel, acolo vor fi și prezentate datele și locațiile unde se vor desfășura examenele, evaluările, atât fizice, psihologic și ulterior se vor stabili cu exactitate și celelalte condiții pentru desfășurarea testului scris. Sau mai pot fi solicitate informații și la telefonul 0233
20 70 00 la Serviciul Resurse Umane al Inspectoratului Județean de Poliție. Pentru cei care vor parcurge toate etapele de selecție. Deci va fi declarat apt din punct de vedere medical, fizic, psihic și va trece proba de evaluare a cunoștințelor teoretice, se va participa la un curs de inițiere în carieră și ulterior se va, timp de 6 luni, va fi cel care va absolvi, să spunem, toate aceste etape, va fi în responsabilitatea unui coleg cu experiență, după care se va susține un examen pentru definitivare pe post. Din momentul în care s-a promovat acest examen, beneficiază de cel respectiva persoană, beneficiază de plata chiriei, a cheltuielilor sau a cheltuielilor de transport cu naveta, în condițiile actuale stabilite prin Ordinul Ministrului, iar ulterior, conform și potrivit experienței acumulate, poate să evolueze în carieră fără nicio problemă. Simpla înscriere la concurs nu îl face pe niciunul polițist. Deci trebuie să dea dovadă că și poate și vrea. Acum, eu am cam terminat ce v-am avut de spus. Dacă dumneavoastră aveți întrebări, eventual pentru... Probele sportive, care sunt? Probele sportive, cred că erau afișate undeva flexii abdominale. În primul rând, probele sportive se vor da în funcție de vârstă. Deci, sunt bareme diferite pentru pe vârste, pe categorii de vârstă. Și cred că constau în flexii abdominale și alergare de rezistență undeva pe 1000 de metri, dar la bărbați și 800 de metri. Și exact, 1000 de metri la bărbați și 800 de metri la femei. Nu sunt, eu m-am uitat și eu un pic pe baremele respective, nu sunt desperiat, pentru că bine. Acum nu sunt desperat dacă mai ai făcut ceva mișcare. Dacă obișnuiești să faci mișcare doar din telecomanda televizorului, mai bine stai acasă, că n-are rost. După aceea, v-am spus, ca și locații, deocamdată nu s-a stabilit. Probabil va fi ori la sediul sau oricum undeva în jurul Inspectoratului Județean de Poliție, pe un stadion, sau pe centre zonale. Urmează să se stabilească la nivelul IGPR-ului. Psihologic, v-am spus, se va desfășura la cel mai probabil la sediul Inspectoratului Județean de Poliție. Examinarea medicală, după cum am menționat anterior, se va desfășura la Centrul Medical Județean Neamț al IPJ-ului. Și cam asta. Și în rest, cunoștințele... Fiecare bibliografie tematică se găsesc pe site. Și acolo nici acea tematică și bibliografie nu este de speriat, dar sunt niște cunoștințe minime pentru a-ți desfășura activitatea în niște condiții, să spunem, decente vis-a-vis de tematică și bibliografia. Cu o experiență de 10 de ani în această activitate. Ce îi sfătuiți pe cei care se gândesc să încerce? Eu, personal, vă dați seama că această activitate pe care o desfășurăm noi astăzi este făcută, realizată cu scopul de a atrage cât mai mulți oameni, și mă refer și la femei și la bărbați, pentru a participa la acest examen. Pentru că cu cât sunt mai mulți, cu atâta putem sau pot să ajungă oameni cât mai bine pregătiți.
Și asta este și țelul nostru, nu să ocupăm cu oricine, ci cu niște oameni de calitate. Cei care cred că or să vină totuși la un salariu destul de mare pentru zona noastră, să spunem așa, și să stea degeaba, se înșeală. Mai bine să stea acasă. Am avut experiența acum vreo 10 ani, 11 ani, când au venit și au plecat după 3 zile, că au crezut că aici taie frunze la câini și eventual bagi doar cardul pe 14 și îți iei... Și au plecat, v-am spus, după 3 zile. A spus un salariu mai mare decât media pe zonă. Care e salariul? La ce salariu vor porni? Ca să știe. Oricum, este un salariu, v-am spus, este un salariu mai bun decât media ce se practică în zonă. Este, vine la timp, funcție de acest salariu, să știți că variază un pic, funcție de ore lucrate, de activitățile pe care le desfășurăm, ai ore suplimentare, ai ore sâmbătă, duminica și oricum este un salariu, zic, destul de bun și decent, mai ales pentru începători, nu mai spunem, e chiar bine. Preferați ca viitorii candidați să aibă niște oameni de vârstă? Adică de la ce vârstă încolo ar trebui să... Eu prefer să vină toți care îndeplinesc condițiile și bine pregătiți. Asta e cea mai mare sau cea mai mare dorința mea, să fie bine pregătiți. Dacă vin doar ca să sporească numărul de candidați, să spună că m-am prezentat și eu la examen, simpla prezentare, după cum spuneam și anterior, nu este o condiție, este o condiție necesară, dar în niciun caz suficientă pentru a accede în rândul poliției. Nu, mă gândesc și din punct de vedere al instruirii, adică o persoană la 25 de ani acumulează informațiile altfel decât o persoană la 40. Evaluarea este una singură și cântarul este unul singur, v-am spus, cu excepția probelor fizice unde sunt pe categorii de vârstă. Dar, dincolo la evaluarea cunoștințelor teoretice, cântarul este unul singur. Cât ar rezolva aceste, mă rog, posibile locuri ocupate din deficitul de personal? Și a doua, ce se întâmplă dacă în urma examenului nu sunt ocupate nici măcar din jumătate din aceste locuri? Se poate reia examinarea, concursul? Deficitul de personal, cel puțin pe zona Romanului, funcție de schema existentă, se rezolvă aproape 100% în mediul rural. Aproape 100%. În mediul rural. Mediul urban e altă chestiune. Iar ce se va întâmpla după, în cazul în care nu se ocupă aceste locuri, deși mă îndoiesc, vorba unui coleg de-a meu, astăzi era meeting în fața Inspectoratului Județean de Poliție cu o mulțime de oameni care vor. Dacă și pot, vom vedea ulterior. Dacă nu se va ocupa, din surse neoficiale, deci neoficial, vă spun că probabil se vor relua aceste examene. Probabil. Nu o luați cu titlul de siguranță, pentru că nu... Eu hotărăsc și nici nu se hotărăște nici măcar la nivelul Inspectoratului Județean de Poliție. Deci ordonatorul primar de credit spune. Deocamdată intențiile sunt bune. Probabil vor urma și alte examene vis-a-vis de mediul urban, dar asta o hotărăsc cei din conducerea Ministerului Afacerilor. Trebuie identificată bineînțeles, aceste solicitări ale noastre vis-a-vis de resursa umană nu sunt
nici măcar vechi, putem spune că sunt antice. Pentru că e destul de dificil să desfășori, ca să nu zic nu destul, e foarte dificil să desfășori activitatea când n-ai cu cine. Când n-ai cu ce, la fel. Adică dacă vrei un act de calitate, trebuie să și investești. Și nu avem nici cu cine, nici cu ce, nu? Este, dar într-o măsură, să spunem, insuficientă pentru a face cu adevărat performanță.